pomă de la Bunul Dumnezeu este fericirea de a fi părinte. Bună seara! Mă numesc Eulochia Pașcan. Astăzi aș vrea foarte mult să vă vorbesc despre dragostea de părinte, despre copii care sunt cele mai frumoase ființe pe pământ. Iar acum, imaginați-vă o clădire, nu prea înaltă, cu un gard înconjurat înalt și cu o poartă verde, cam veche. E o casă de copii. Lângă poartă stă o fetiță, cam de vreo 8 anișori, dar cam puțin tică la trup și cu un păr galben auriu călâmțat. Iar ochii mari albaștri se uită țintă spre poartă. Fiecare femeie care pășește, ea caută chipul mamei. Poate e ea. Nu știe care este chipul. Niciodată n-a văzut-o. Dar aici știe că e cea mai frumoasă. E chipul cel mai frumos. E mama ei. Și a creat o poveste. Zice că cândva a pierdut o mamă. Și acum o caută. Și neapărat o să intre aici pe această poartă. Sunt ani de când așteaptă, pentru că de când s-a trezit ea aici, cu copii, cu educatoare, cu dădaci, și o așteaptă pe mama. Cel mai greu îi este noaptea, seara, când se culcă în pat. Foarte mult își dorește să simtă pe fruntea ei buzele calde și cingășele mamei, să simtă îmbrățișarea mamei, să simtă dulceața, dragostea mamei. În mintea ei, în imaginație, caută cel mai frumos, cea mai frumoasă voce care poate să fie, care să-i cânte, cântecul de leagăn. Și caută cea mai frumoasă poveste, care să fie de la mama. Dar nu e. Sunt triste nopțile. Au fost momente când au vrut să înfieze cineva. Dar nu. Cum să se ducă? Dar dacă vine mama și atunci unde o găsește? Iată așa au trecut ani. An după an, s-a făcut mare. Era o fată cu minte, la locul ei. Îi plăceau foarte mulți copiii. Apoi, după ce a absolvit școala aici, a făcut un colegiu de pedagogie. Voia să fie educatoare. Aici a întâlnit și un băiat pe care îl iubește. Au făcut o familie frumoasă, o familie puternică. A făcut o casă, doi copilași, o fată și un băițel. Da, este o femeie împlinită. Astăzi o cunosc. E o mamă iubitoare, e o soție iubitoare care știe cum trebuie să-și educe copiii, cum să-i iubească. Dar deseori când stăm la o cafea, pentru că e vecina mea, eu o aud cum zice cu tristețe. Știi, de toate am. Dar am în inimă un gol. E golul care nu a fost plin și nu a fost umplut cu dragostea mamii, cu cingășia mamii, cu povestea mamii, cu cântecul de leagăn al mamii. Deseori se vedea cum, undeva într-un film a văzut, cum merge de mână cu mama și cu tata și simte mânuțile ei, simțeau palmele calde a lor. E golul care o are. Este o fetiță de la casa de copii. Dar acum vreau să vă spun că copilașii noștri, gingași, frumoși, plini de viață, pe care îi iubim atât de mult, au golul lor. Noi, trăind într-o societate care fuge foarte repede, într-o societate care se mișcă cu viteza nu știu care, cosmică, să zic eu, vrem repede, acum, să avem de toate, să avem un serviciu, să avem mulți bani, să avem o afacere, să avem noi, femeile, să fim mărând cu bărbații, să fim acolo într-un pas cu ei, Doamne ferește, să rămânem în urmă. Dar copilașii vor să fim alături. Sunt alături și le cântă cineva, o bună. Le mai spune o poveste cineva, o educatoare. Îi cuprinde cineva, o dădacă. Noi nu avem timp, noi venim cu cadouri, cu dulciuri, cu multe jucării, că avem bani, că avem un succes. Eu am lucrat o viață cu copii străini și
Deseori, când se întâmpla ca au copiii mei o matineu la școală, nu pot să vin. Am și eu matineu. Așa le spuneam. Mamă, eu ultimul sunet, dragul meu, cu gingășii, ziceam, cu dragoste, nu pot să vin. Că am și eu copiii mei, copii străini. În locul cuiva eram și eu, dar nu cu ai mei. Știți, am ajuns la o vârstă când îmi pun întrebarea deseori, pentru că vârsta mea îmi dă astăzi posibilitatea de a mă opri un pic, să nu mai fug cum fugeam. Și mă gândesc, oare cât este de mare golul din inima copiilor mei?